Povestea taxei auto încă nu a luat sfârșit. Proprietarii de mașini au fost nevoiți să plătească taxe auto sub diferite forme. România a achitat timp de 10 ani taxa auto sub mai multe denumiri. Taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, ianuarie 2007, 30 iunie 2008. Taxa pe poluare pentru autovehicule, 1 iulie 2008, 12 ianuarie 2012. Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, 13 ianuarie 2012, 14 martie 2013. Timbrul de mediu pentru autovehicule, 15 martie 2013, 31 ianuarie 2017. Într-un final, Comisia Europeană a stabilit că aceste biruri încălcau normele Uniunii Europene și statul trebuie să înapoieze banii. S-au efectuat plăți numai că la un moment dat s-au sistat. Statul a oprit restituirea sumelor pe motiv că volumul de cereri înregistrate este prea mare și că va afecta bugetele organelor fiscale. Astfel că din cei 7 milioane de români care au plătit, au primit banii înapoi numai 1 milion dintre ei. Potrivit unei ordonanțe de urgență emisă de guvern la sfârșitul lunii decembrie 2018, termenul pentru restituire s-ar fi prelungit până în luna iunie 2019. Se pare că Uniunea Europeană nu a fost de acord cu soluția găsită de guvernul Dăncilă, pentru că, la sfârșitul săptămânii trecute, Comisia Europeană a trimis un aviz motivat pentru că nu asigură rambursarea integrală și imediată a taxelor de matriculare a vehiculelor de ocazie achiziționate din alte state membre. S-a dat ca termen următoarele 2 luni, în caz contrar, Comisia poate să decidă să trimită cazul în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.